Dacă primul test este stabilirea unui candidat unic la președinție, domnule Toma, cum va fi ales candidatul PMP? Că presupun că și PMP va dori să aibă un candidat la președinție. Cred că aspiră la asta. Suntem un partid nou, avem o echipă extrem de dinamică și bine pregătită pentru a face o opoziție totală față de PSD. Ceea ce este important pentru noi în momentul de față este să consolidăm proiectul nostru politic și sunt convins că dacă atunci când va veni momentul vom avea candidatul cu cele mai mari șanse pentru a-l bate pe Victor Ponta în turul 2 al alegerilor prezidențiale, ne vom bate ca în interiorul discuțiilor pe care le vom declanșa cu partidele de dreapta să susținem și soluția, să ne batem și pentru soluția PMP. Până atunci însă avem acest obiectiv extrem de important, să obținem alegerile, un scor foarte bun la europarlamentar, să ne continuăm construcția și consolidarea Partidului Mișcarea Populară și sigur că când va veni momentul potrivit, dacă vom considera că candidatul pe care va miza Mișcarea Populară este cel mai bun, ne vom bate cu argumentele pe masă. Nu știți, cu 6 luni înainte de prezidențiale, 6-7 luni, o jumătate exemplu, de an. V-am dat exemplu cu 2004. Cam târziu totuși. V-am dat exemplu cu 2004, când în luna octombrie președintele Traian Băsescu și-a anunțat oficial intrarea în cursă. Dar Alianța deci avea un candidat de luni de zile. Bun, și românii știu cam care sunt partidele democratice cu care împărtășesc valorile de centru-dreapta. Nu e o noutate. Cum veți stabili candidatul ăsta unic? Prin sondaj? Îl vor alege membrii de partid? Sau va fi decis într-un grup restrâns de către liderii celor 1, 2, 3, 4 partide de dreapta cât or fi? E foarte important să știm. Mijloacele noastre sunt cât se poate de democratice, chiar le avem prevăzute în statut, deci toți membrii partidului nostru votează candidatul pe care PMP îl susține în campania. Deci prin votul membrilor? Prin votul tuturor membrilor. Fie că este membru al partidului, fie că nu este membru. Păi și știu membrii de partid că auzim mai multe teorii. O teorie care spune că nu contează să fii foarte sus în sondaje, ci contează ce posibilități de creștere ai. Asta e o teorie. Altă teorie spune, domnule, merge candidatul care stă cel mai bine în sondaje. Asta e a doua teorie. A treia teorie, păi domne, să-l alegem pe candidatul dorit de liderii celor 3, 4, 5 partide, ceea ce vă dați seama că o să fie imposibil. Deci, nu, vedeți că vă împiedicați în tehnicalități. Nu, m-ați întrebat pe cine va susține PMP. Și candidatul PMP am înțeles, va fi alegeți cel prin vot. Exact. Nu ați ales prin vot nici candidații la europarlamentare. Deci, am ales prin vot. Nu l-ați ales am prin avut vot. Da. Dacă doriți, intrăm în detalii, dar nu vă avantajează discuția asta. Deci am avut un proces intern de selecție a candidaților. Care n-a fost respectat în final, ci au fost mutați cu mânuța pe un loc mai sus sau mai jos. Domnul Funeriu, domnul Baconschi, etc. N-aș intra în detalii foarte mult, păi, dar vreau să vă spun că, a fost un proces intern, cât se poate de democratic și acceptat. De altfel, procedurile nu le-am creat noi partidul, le-a creat Fundația Mișcarea Populară. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că lucrurile s-au desfășurat cât se poate de corect, respectând statutul PMP. Ceea ce vreau să... Nu chiar până la capăt. În această etapă, respectând statutul PMP, până la Congres, decizia o ia acest comitet care există, dar consultând toți membrii partidului. Au participat peste 18.000 de membri la acest proces. Bun, candidatul unic, cum îl veți stabili? Că, iarăși, tehnicalitatea e importantă. Cum să fie el stabilit? E o întrebare de bază. Am spus mai devreme foarte clar, în cazul în care vom merge și sunt convins că Adineau spunea că e important candidatul unic. A spus, domnule, testul cel mai important pentru dreapta e să susțină un candidat unic. Și eu vă întreb simplu, cum să fie el desemnat? Prin negocieri. Vom discuta cu celelalte partide și vom lua decizia cea mai înțeleaptă astfel încât candidatul pe care îl va propune unul dintre partide
să aibă cele mai mari șanse pentru a obține din majoritatea încrederii românilor în această competiție. Deci lucrurile sunt foarte clare. Deci nu vom sta și vom dezbate în studiouri. Aceste decizii se asumă politic și se discută deschis. Prin negocieri între liderii celor 3-4 partide de dreapta? Vom găsi o formulă atunci pe care o vom agrea împreună, în cazul în care vor exista. Poate ar trebui să stabiliți formula întâi. După aia să stabiliți că doriți să aveți un candidat unic. Că poate nu vă înțelegeți nici pe formulă și atunci nici la candidat nu mai ajungeți. Tapalagă, pentru noi este foarte important să obținem un scor foarte bun la alegerile europarlamentare și suntem pregătiți pentru această competiție. Este foarte important ca după alegerile europarlamentare să putem discuta deschis cu cei care vor într-adevăr ca România din decembrie 2014 să fie condusă mai departe de un președinte de dreapta, exact pe criterii pe care le-am menționat mai devreme, un om care să înțeleagă profund valorile democratice, să respecte, să aibă în sânge acest respect față de statul de drept, față de independența justiției, să aibă o viziune despre România și nu să se ascundă în spatele intereselor dictate de baroni. Asta trebuie să fie viitorul președinte al României. Și vom discuta, după europarlamentare, pe cine mizăm cel mai mult.